Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul O Pictură pe Zi. Eu sunt Albert și astăzi vreau să pictez încă ceva de Crăciun, ceva tematic, ceva special pentru sărbătorile de iarnă care se apropie. Am spus, o perioadă foarte frumoasă pentru mine, din punctul meu de vedere, îmi place foarte mult Crăciunul și tot ce înseamnă chestiile pe care le pot picta legate de această sărbătoare și astăzi nu facem excepție și astăzi vom picta cam așa o porțiune din cureaua lui Moș Crăciun. Sper să vă placă, în caz de n-ați făcut-o, nu uitați să vă abonați, nu uitați să apăsați clopoțelul de notificări dacă vreți să mă urmăriți în continuare și vreți să vă anunțe YouTube-ul atunci când postez ceva nou. Dacă apăsați butonul de like, mi-arătați susținerea și aprecierea voastră pentru munca pe care o depun pentru tutoriale și pentru clipurile pe care le fac. Acest lucru mă bucură foarte, foarte mult. Și de asemenea, pentru cei care vor să mă ajute, aveți mai jos un link de Patreon sau un link de PayPal sau de asemenea puteți deveni membri la acestui canal și mă puteți ajuta cu bănuți în fiecare lună. Și cu această ocazie tind să mulțumesc membrilor care deja i-am și deja mă ajută cu bănuți în fiecare lună și practic prin ei pot să continui să postez, pot să continui să creez tutoriale, picturele, pot să mă chestionez din materiale și practic sunteți minunați, vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Așa, voi picta folosind culori acrilice, voi folosi un carton pânzat de dimensiune 18x25 cm. Vedeți că mai întâi am făcut așa o schiță în creion a cataramei și a zona aceasta de cataramă și de curea pe care vreau să o pictez. Și apoi pur și simplu pictăm. Folosim un roșu, folosim un alb, un negru, folosim galben și albastru și un pic de verde când vom face maroul pentru curea. Mai întâi facem părțile de costumație roșie și ca să le închid adaug un pic albastru și practic creez un pic de roșu mai mov. Și creez niște zone mai de textură și zone de umbră, mai ales pe lângă curea. Vreau să fie o zonă mai întunecată, o zonă mai de umbră și pe lângă partea centrală albă, la fel vreau o zonă mai închisă. Și plus, pe lângă asta vreau să mai fie zone închise, nu vreau să fie toată zona aceeași culoare, o culoare uniformă. Dacă facem culori mai o gamă mai variată de culori, pur și simplu dăm un pic mai multă adâncime picturii. Vedeți că nu e o culoare uniformă, sunt zone mai deschise, alternând cu zone mai închise. Practic acest lucru ne ajută și creează o picturică mai, să zic așa, mai detaliată. Pentru curea voi folosi auriu, pur și simplu auriu, acrilic. Dacă nu aveți auriu, puteți amesteca un pic de galben cu un pic de portocaliu, să creați o nuanță de galben, un pic așa aurie și să o folosiți pe aceea. Nu trebuie neapărat să folosiți auriu, dar eu am auriu și folosesc această nuanță metalică acrilică. Dacă nu aveți culori acrilice și vreți să pictați cu altceva, de exemplu cu tempera sau cu, eu știu, cu acuarele, aveți în vedere că vă trebuie alt fel de foaie și tehnica este altfel. Eu folosesc acrilice și tutorialul meu se referă în principal la lucrul cu acrilicele sau cu uleiul, pentru că și pictura pe pas de ulei e asemănătoare cu acrilica. Lăsăm să se usuce un pic catarama pentru că este un strat foarte subțire și încă se vede textura pânzei. Și începem să pictăm zona albă, care de fapt nu e albă, este un gri deschis. Și la fel este primul strat pe care îl punem. Cu grijă încercăm să nu, în zonele de unde ne întâlnim cu alte culori, acoperim toată zona în întregimea ei. Pensula pe care o folosesc, o pensulă din păr sintetic, o pensulă Filbert, o pensulă așa rotunjită cumva la vârf. Puteți folosi o pensulă pătrată la fel de bine. Mie îmi plac și prefer să folosesc pensulele din păr sintetic, dar puteți folosi și pensulele de păr natural. Până la urmă e vorba de preferința fiecăruia, așa că vă recomand să încercați să vă cumpărați cel puțin una din fiecare fel și să le încercați, să vedeți. Acum cu alb voi intra un pic peste roșu. Roșu este terminat, este numai am ce să lucrez la roșu, așa că o să vin cu o persoană pentru rotunjit și o să creez niște mici semicercuri, practic unde puful ăsta alb de la haina la Moș Crăciun vine peste materialul negru. Acum la fel, am adăugat un pic de mov închis, roșu am amestecat cu albastru, am creat un mov închis și apoi l-am amestecat un pic cu alb și la fel creăm adâncime, nu vreau să fie alb pur, zona aceasta vreau să fie mai întunecată sub cataramă și în jurul cataramei vreau să fie un pic de umbră, un pic de zonă mai închisă și la fel vreau să mai fie ca și cum ar fi, de exemplu, lână, ca și cum ar fi un material textil,
să aibă zone mai închise și să aibă zone mai deschise, să nu fie pur și simplu uniform. Acest lucru m-a spus de adâncime și lucrăm cu culoarea pe care am pus-o, nu lăsăm culoarea uniformă. Așa. Lăsăm să usuce acest strat de alb. Ideea este că oricum când lucrăm cu acrilice trebuie să lucrăm în unele zone, cu siguranță vom lucra în straturi suprapuse. Acum s-a uscat auriul și mai venim cu încă un strat ca să creăm o zonă mai opacă, pentru că primul strat e destul de transparent. Oricum vopseaua acrilică, prin natura ei fiind o vopsea pe bază de apă, are un grad de transparență și dacă vrem să obținem mai multă opacitate și să avem o culoare mai densă, mai opacă, este nevoie de mai multe straturi suprapuse. Practic, trebuie să lăsăm un strat să usuce, mai venim cu încă un strat, îl lăsăm să usuce, mai venim cu încă un strat și astfel culoarea va fi foarte opacă, pigmenții vor fi foarte concentrați și culoarea va fi foarte puternică. Am dat cu auriu și acum lăsăm iarăși să se usuce și trecem mai departe la alt element. Amestecăm albastru cu roșu și cu verde și creăm așa un maroniu închis, care o să fie cureaua pe care care mai avem de colorat, fix în stânga, în dreapta cataramei și în jumătate. Puteți folosi dacă aveți maro pur și simplu, eu am folosit culorile care le-am pe paletă, ce mi-au rămas și le-am folosit ca să creez un maro închis. Puteți folosi și negru, dacă vreți să folosiți negru pentru curea. Eu am ales să fac această combinație de culori și oricum vă recomand să vă jucați cu culorile, să amestecați culori, să descoperiți combinații care vă plac și să explorați practic partea asta de combinat culori, pentru că cât de ușor ar fi să folosim culori din tub, este totdeauna benefic și util să știm să le creăm și noi pur și simplu folosind culorile primare sau culori simple. Așa, acum am adăugat un pic de alb în amestecul nostru de curea și vedeți că am făcut niște zone un pic mai cu highlight, un pic mai deschise, la fel ca să dau și zonei aceasta de curea, să-i dau un pic de adâncime. Am mai creat un pic de maroniu și colorăm și partea de centru a cataramei. Cu grijă, pensula mea fiind rotunjită, pot ușor să merg pe rotunjimea cataramei. Dacă aș fi avut o pensulă pătrată, aș fi avut un pic de problemă aici și de asta e bine să aveți, în general, ca și notă secundară, o pensulă pătrată, o pensulă filbert rotundă ovală, o pensulă liner cu vârf ascuțit, să aveți măcar 2-3 tipuri de pensule pentru diferitele momente când le folosiți. Așa, mai adăugăm un pic de culoare deschisă pe curea, mai blenduim un pic culoarea pe care am aplicat-o și trecem mai departe la al treilea strat de auriu. Am spus că e nevoie de mai multe straturi, la cataram chiar a fost nevoie de mai multe straturi. Merg mai departe, o să mai trebuiască să mai umbresc catarama și apoi voi contura cu negru întreaga picturică, practic fiecare element. Pot la fel de bine să nu o fac, pot să las și așa cum e acum. Adică amestec un pic de maro cu un pic de auriu, dau umbră la cataramă și dau un pic de volum, practic îi arăt forma, adâncimea în spațiu, dar spuneam de contur, pot să fac conturul, dar pot la fel de bine să nu-l fac, ține de dorința fiecăruia. Eu acum am ales să-l fac, să conturez fiecare element în parte, să-l delimitez un element de celălalt element. Dar puteam la fel de bine să nu-l fac, ține de preferință, nu contează în mod special. Așa, cam asta e picturica de astăzi, sper că v-a plăcut, sper că v-a ieșit. Dacă aveți întrebări, păreri sau sugestii pentru clipuri viitoare, aveți în comentariile de mai jos, e locul unde puteți să-mi scrieți aceste mesaje. Și de asemenea puteți să-mi trimiteți pe Facebook dacă aveți poze cu lucrările voastre sau alte întrebări să-mi puneți, le puteți lăsa acolo și în măsura în care știu pot și reușesc să ajung la ele, vă voi răspunde. Așa. Încă o dată, în caz de n-ați făcut-o, nu uitați să vă abonați, nu uitați să apăsați clopoțelul de notificări, să apăsați de asemenea butonașul de like, mă ajută foarte, foarte mult și sunt foarte bucuros când văd acolo aprecierile voastre. Încă o dată mulțumesc membrilor, acei oameni minunați care mă ajută în fiecare lună cu bănuții lor și mă susțin și îmi susțin canalul și practic mă ajută să îmi mai achiziționez din materiale și să pot să postez mai des sau să pot să postez mai mult
decât aș fi putut o face altfel. Vă mulțumesc, sunteți minunați. De asemenea, mulțumesc celor care mă ajută cu like-urile și cu aprecierile și cu share-urile. La fel, sunteți foarte, foarte de ajutor și fiecare ajutor, fiecare mic ajutor contează, mă ajută și pot să continui să postez, pot să continui să creez tutoriale pentru toată lumea în limba română, pe acest canal, pe YouTube România, un loc unde chiar este nevoie, zic eu, de mai multă zona asta artistică, mai multe tutoriale, mai multe chestii care să ne învețe să facem chestii, să ne învețe să facem chestii care să ne relaxeze și, nu știu, pur și simplu vă mulțumesc. Eu am fost Albert, să aveți o zi minunată în continuare, să aveți un decembrie minunat, sărbători fericite și o să ne auzim data viitoare cu un nou tutorial. Până atunci, v-am pupat, pa, pa!